Am revenit, prieteni, ne pregătim de marea finală a acestui turneu de FIFA 20 rezervat jucătorilor din Liga 1. Urmează ultimul act între FCSB și Poliaș, Darius Solaru versus Andrei Radu. Atenție, Teo, sunt doi jucători care se cunosc, pentru că cei doi au fost colegi la Naționala Under 21 a României și se spune că chiar au mai jucat FIFA unul contra altuia. Nu uitați, puteți dona 2 euro prin SMS la 8827 cu textul Liga 1 pentru a sprijini spitalele cu echipamentul de care au nevoie în această perioadă. Par doi jucători excelenți, să vedem ce surprize își pregătesc unul altuia. Sunt jucători foarte buni în realitate și în joc, în jocul virtual au jucat foarte bine și vom avea o finală foarte disputată între FCSB și Politehnica Iași, echipe care în campionatul jucătorilor profesioniști n-au impresionat neapărat. FCSB a terminat pe locul 7, Iașiul pe locul 13. Aici iată că dispută finala și unul dintre cei doi va câștiga această competiție. Amândoi fan Real Madrid, unul în joc, altul în realitate. Vedem acum Darius Solaru și alege echipamentul roșu, echipamentul tradițional al celor de la FCSB. 4-2-3-1, merge pe aceeași formulă ca și în semifinală. 4-2-3-1 și pentru Andrei Radu, cele mai bune opțiuni pentru cei doi. Vedem cum se vor descurca jucătorii, cum va juca Andrei Radu împotriva adversar care în sfârșit folosește un 4-2-3-1 și este mai bine organizat din punct de vedere tactic încă din startul partidei și mingea este pentru Darius Solaru de început, dar greșește destul de repede. Prima posesie pentru Andrei Radu, e și un duel tactic interesant pentru că din punctul meu de vedere Darius Solaru e un jucător un pic mai direct, mai vertical, cel puțin așa mi-a lăsat senzația, în timp ce Andrei Radu are aceste pase scurte, foarte interesante, însă contra acestui plan l-am văzut pe Darius Solaru reușind calificarea, e adevărat greu, dar reușind victoria în fața lui Ștefan Fara, un jucător cam de același profil ca și Andrei Radu. Foarte periculos Andrei Radu în zona centrală, unde stăpânește foarte bine anumite scheme, anumite dribblinguri, cum balon pentru Man, Petre și întoarce aici Darius Solaru. Se vede că este o finală. N-a vrut să riște și să piardă mingea acolo. Preferă un atac pozițional. Până la urmă, greșind, este un start cam temător așa de partidă pentru FCSB. Până la urmă e o mică schimbare la Darius Solaru. Joacă cu Man în stânga și cu Popa în dreapta față de cum a început semifinala cu Ștefan Fara, Florinel Coman, Petre Dragba, 1-0 pentru FCSB, deschide scorul Adi Petre. Fază foarte bună, tipică pentru jucătorii de nivel înalt la FIFA 20, pentru că am văzut două dragbacuri diferite. Primul care trimite foarte bine acolo mingea pentru Petre, șut cu stângul, excelent, 1-0 pentru FCSB. Cât de mult s-au bazat cam toți reprezentanții FCSB-ului în aceste competiții online de FIFA 20 pe Adi Petre, mai mult decât au făcut-o pe Noere. Coman, Nedelcu, Soiledis pentru Florinel Coman, Filip, așează acum Darius Solaru acest atac, ține de balon, încearcă să nu-i dea oportunități lui Andrei Radu. Petre, este Petre în care au șutul la colț scurt, Târnovano apără aici. Petre, un jucător foarte interesant în realitate, revenirea lui în Liga 1 poate fi una foarte importantă dacă va primi destule oportunități la FCSB, pentru că am văzut mai mulți jucători foarte buni care nu s-au descurcat la această echipă în parcursul anilor și au performat la alte echipe după aceea. Atacul Iașiul este oprit în prima fază de Soiledis, dar va fi out pentru Andrei Radu, care trebuie să facă ceva aici. Până la urmă a fost un fault. Da, o decizie puțin ciudată, dar am mai tot vorbit de anumite decizii din FIFA 20 ale arbitrilor. Onea, Cristea a încercat pasa filtrantă, deocamdată Andrei Radu nu are niciun șut spre poarta lui Andrei Vlad. Și din nou FCSB în posesie.
a mai stabilizat jocul și acest gol îi dă cu siguranță încredere lui Darius Solaru. Este foarte important că a reușit să marcheze încă din startul finalei. Reamintim că este marea finală, totul se joacă în aceste momente. Adi Popa, Popa, verticalizare, Adi Petre, drag back, aproape să șuteze cu Florinel Coman. Revine mingea la șeptarul vicecampioanei, recuperează Andrei Radu. Am văzut un meci încins de FIFA 20 și între Trent Alexander-Arnold și Raheem Sterling. Alți doi jucători foarte buni de FIFA 20, de altfel și jucătorii de afară, Teo, sunt foarte pasionați de ceea ce înseamnă FIFA 20, nu doar în Liga 1. Aguero, Sterling, am vorbit noi ieri și de Vinicius și Trent Alexander-Arnold. Mai știi jucători top din Europa care sunt pasionați? Da, și pasionați și de gaming în general. João Felix și-a pornit un canal de YouTube acum în timpul pandemiei și pe lângă FIFA joacă și Fortnite. Diego Jota de la Wolverhampton, care am înțeles că ajunsese în top 100 cei mai buni jucători de FIFA 20. Da, s-ar putea ca acest portughez să fie dintre cei mai buni jucători de FIFA din lume, nu doar un jucător de top de fotbal la nivel mondial. Și Neymar joacă foarte mult Counter-Strike, la fel ca Denis Alibek. Ar fi interesant un duel între cei doi în Counter-Strike pe teren. Știm cu siguranță cine e mai bun, deși Denis Alibek putea să fie la un nivel mult mai înalt, pentru că, să nu uităm, a debutat în seria la Inter. Revenim la această finală din Casa Liga 1 cu Nicandro Breveld. Pasă pentru Omoh în flancul stâng, Andrei Cristea, blocat acolo Andrei Radu. Oman se luptă pentru balon, dar este mingea Iașului demolat acolo, jucătorul Iașului, de către Nedelcu. Jocul continuă, Lucasen este în careu, șutul la scurt, mingea ajunge la Breveld, apără Andrei Vlad. Iată cât de important este Vlad în unele momente. Vă spuneam în derby, în acest FCSB Dinamo pe care l-am avut, că a greșit și este o greșeală rară din partea lui. În acest moment își salvează echipa. Frăsinescu, Nicandro Breveld. Chiar nu prea am discutat subiectul ăsta, dar hai să vedem acest atac. Cristea, șut blocat. Încă Bălgărădean este în echipa FCSB-ului în FIFA 20. Care crezi că e motivul pentru care a fost ales Andrei Vlad în aceste meciuri înălțimea? Poate să fie opțiune? Sunt convins că este un factor emoțional la mijloc, faptul că a trădat, să spunem, Bălgrădean. Și mai important este faptul că a semnat acel precontract cu CFR Cluj, însă nu a notificat clubul sau un coechipier despre această mutare care va urma în cariera sa. Și sunt convins că de aceea a fost ținut pe bancă. Clar, Emil Constantinescu a spus chestia asta, că l-a ținut pe bancă pentru că nici mai vrea să audă un citat așa de Bălgrădean. Am înțeles. Credeam că există poate și o, să zicem, o idee, o strategie pentru faptul că Andrei Vlad e mai înalt și poate conta acest lucru în FIFA 20. Onea. La FIFA 19 înălțimea era foarte importantă. Atunci Van der Sar, un portar care a fost de cel mai bun din istorie și foarte înalt, era preferat la Ultimate Team, alături de Thibaut Courtois, portarul acum al lui Real Madrid. Pauză și este un scor interesant până acum. Da, conduce FCSB la pauză prin golul lui Adrian Petre. Vedem cum va arăta repriza a doua. Andrei Radu a avut o șansă importantă, dar în partea a doua trebuie să-și ridice nivelul de joc. Iată, posesia este de partea Iașului, însă nimic surprinzător la acest detaliu. Și acest stadion seamănă puțin cu noua arenă din Ghencea, am putea spune. Da, așa este, are mici asemănări cu fostul stadion al Stelei, care până la urmă, deocamdată, nu știm cum se va numi, Stea 86 sau stadionul Marius Lăcătuș. Să vedem acest prim atac pentru Poliaș. Lucasen a încercat o pasă filtrantă, ar fi fost într-o situație ideală acolo Andrei Cristea. Dar Solaro continuă atacurile poziționale pe care le-a preferat încă din startul partidei. O finală pe care privește cu atenție,
E clar că își dorește câștigarea competiției. Petre, călcâi foarte bun, Coman, 1-2, excelent, Petre Careu, gol FCSB, Petre, excelent acolo, ball roll și șut. Datorită acelei scheme a putut să trimită mingea pe lângă portar cu ușurință aici Darius Solaru și își majorează avantajul. Ce bine este cu banderola pe brazul lui Florinel Coman, poate va fi o decizie în curând la FCSB, cu banderola mutată de la Florin Tănase către Florinel Coman. 2-0, marchează Adi Petre. Petre este omul finalei până acum cu această dublă. Sunt momente grele pentru Andrei Radu, care trebuie să înscrie cât mai curând. Crezi că ar putea să schimbe ceva Andrei Radu, să treacă la un 4-2-2-2? Ar putea să schimbe formația. Nu se știe neapărat dacă l-ar ajuta acum schimbarea tacticii. Trebuie să fie mai eficient acolo la marginea careului. I-am văzut fazele oprite destul de ușor de Darius Solaru, care s-ar putea să-l fi urmărit înainte acest meci, să fie foarte pregătit. A știut foarte bine ce urmează să încerce Andrei Radu și i-a blocat foarte bine dribblingurile. Adi Popa întoarce pentru Filip, Florinel Coman, Adi Petre cu o centrare pe jos, a închis bine cu una. Cum Andrei Cristea, Revelt, trebuie să fie mai rapid în declanșarea acestor contraatacuri Andrei Radu, poate acum Omoh, Lucasen, nu este acest atac. Timp mai are la dispoziție Andrei Radu. Ar fi cazul în curând să vedem o formulă cu doi atacanți centrali din partea Iașului, pentru că trebuie să marcheze neapărat Andrei Radu, este greu de marcat de două ori în finalul unui meci, când jucătorii sunt destul de obosiți. Și trebuie să o facă în curând. Iată-l acum încercând să avanseze acolo în flancul drept, dar avea trei oameni pe lângă el. Petre, Man, centrare cu Man către Adi Popa. Brevel pentru Omoh. Crețu, excelent a stat în acel duel, chiar dacă a faultat, nu l-a lăsat pe Omoh să se întoarcă și iată Andrei Radu se grăbește și pierde ușor mingea. Putea spune că experiența lui Adi Popa s-a văzut la această fază și este un atac în flancul stâng, acum în zona centrală. Petre pentru Filip, balon la Adi Popa și este o posesie a FCSB-ului încântător. Darius Solaru în acest campionat a arătat foarte bine pe tot parcursul acestui campionat Darius Solaru. Filip schimbă partea foarte bine pentru Soiledis. Darius Solaru domină acum, stă și la adăpostul acestui 2-0 care îi dă mult calm în finalul acestui ultim act. Putem spune se joacă cu trofeul pe masă. Și este și poate fi șansă de gol aici, oprit foarte bine atacul de către Andrei Radu. Și este o șansă importantă pentru el în aceste momente, dar preferă să trimită balonul în spate. Avea un mic avantaj acolo. Sunt avansați mijlocașii FCSB-ului. Este o nouă greșeală. Nu pare că are vreun avantaj și Andrei Radu în această finală. Un oponent foarte greu pentru el. Pregătește câteva schimbări, cred, Darius Solaru. Cere pauză. Vedem ce jucător va introduce pe teren, probabil Dumitru, dar să vedem această fază. Adi Petre, Denis Man, Man în careu, aproape să vedem un super gol. O fantezie acolo încercată de Darius Solaru, greu de marcat așa la FIFA 20. Este o formație cu trei fundași acum pentru Iași și ar fi interesant să vedem dacă FCSB va miza pe tactica defensivă a lui Andu, câștigătorul campionatului jucătorilor profesioniști, care mereu mergea pe un 4-2-3-1 defensiv și a primit foarte puține goluri jucând așa. Am putea vedea și la FCSB o astfel de formație. Trebuie să activeze aici și pressing-ul Iașul și iată că o face Andrei Radu. Foarte bună schimbarea tactică, dar trebuie să fie și inspirat în momentul în care va avea o șansă, pentru că nu va avea foarte multe oportunități de a marca. Iată Olaru, l-a introdus pe Olaru.
Intră și Moruțan în locul lui Adi Popa. Iese Cristea, intră Zaharia la Poliaș. Să vedem în acest 3-4-3 cum poate reacționa Andrei Radu. Cred că a schimbat un pic cam târziu tactica, dar dacă ar marca acum, finala s-ar reaprinde. Zaharia, Lucasen, a încercat un drag back, șutul său blocat. Avea doi adversari, un om ținea colțul scurt, celălalt îl presa și n-a avut pe unde. Pur și simplu, jucătorul Iașului, din nou Nedelcu foarte bine plasat acolo și poate fi un contraatac aici, minge greșită de Petre. Un nou atac pentru Iași. Și este Rondo. Este momentul lui Andrei Radu, trebuie să marcheze aici. Zaharia greșește pasa și putem spune că cam asta a fost pentru Politehnica Iași. FCSB aproape sigur câștigătoarea acestui campionat. Moruțan, Darius Solaru blocat, Denis Man și a fost foul. Contact cu Denis Man, să aibă grijă Andrei Radu. Poate mai are o șansă dacă marchează la acest atac și apoi să recupereze rapid balonul, însă intervine bine cu Soiledis. Acum Olaru pentru Moruțan, Adi Petre, Moruțan, mai departe, Darius Solaru, Moruțan, Filip, Olaru, ce schimb de pase, Filip, Moruțan, Adi Petre, călcâi, Darius Solaru, marchează chiar cu el, 3-0, Darius Solaru înscrie cu el însuși și finala se termină. FCSB Poliaș 3-0, nu se mai poate întâmpla nimic. Darius Solaru, câștigătorul din E-Casa Liga 1, varianta fotbaliștilor. Este clar o zi pe care și-o va aminti Darius Solaru, pentru că pe lângă câștigarea acestei competiții reușește să învingă Dinamo într-un meci fabulos, să marcheze ultimul gol chiar cu el însuși în jocul virtual. Este altfel ultimul gol marcat în acest format de FIFA 20, propus de Liga Profesionistă de Fotbal de la FIFA 20. Darius Solaru, învingător clar în această finală. Putea să șuteze cu Adi Petre, însă a preferat să facă spectacol, să paseze cu călcâiul pentru el și să încheie finala. Așadar, FCSB Poliaș 3-0, Darius Solaru versus Andrei Radu 3-0. Cu siguranță știa că meciul este deja câștigat și a preferat să încerce să marcheze cu el însuși ultimul gol, cum l-am văzut pe Hai Roman deseori. O minge plătitoare și interviu cu cei doi finaliști.